Tați cu Ișa, tați. Tați cu Ișa. Tați cu Ișor, tați, dragă, taci. Tați cu Ișor, tați. Tați cu Ișor, tați. Nani cu Ișor, nani, nani. A dormit în sfârșit, drăguțul de el. Vai de mine, era cât pe aici să mi se ardă friptura. Ei, ce zi frumoasă. Ei, Doamne, cine poate fi la ora asta? O clipă nu mai vorba, să-mi iau cheile, numai o clipă. Așa. Da, poftiți, poftiți, vă rog, poftiți, intrați. Așadar ne distrăm destul de bine aici. Nu e chiar atât de rău, domnule. Ai o fire veselă. Ei, de eu socotesc că din viața trebuie să numai ce e bun. Observ. Că nu mai ești prea tânăr, înveți să te mulțumești cu puțin. Devii mai îngăduitor, mai indiferent. Mai neglijent. Câte ceas? Nu prea știu, domnule, pendulul ăsta vechi are toane ca o fată bătrână. Nu că nu ne-am ocupat de el, nu, dar merge după cum îl taie capul. Când o ia înainte, când rămâne în urmă, nimeni nu știe de ce. Câteodată se încăpățânează și nu vrea să meargă deloc. E, atunci poți să-l lungi cu ce-i vrea, puliu-i cel mai fin. E, tot degeaba. Așa că ne-am deprins să lăsăm la voia lui. Și ne orientăm după soare. Pentru nevoile noastre e de ajuns. E 10:37 de minute. Vă mulțumesc mult, domnule. Asta nu-ți spune nimic? E, nu. Câte ore de serviciu trebuie să faci? Eu? Niciuna, domnule, muncesc de plăcere. Fericitele mele. Da. Dar răspune-mi, amice, nu crezi că gluma s-a durat destul? Drept cine mai e? Păi de unde să știu eu, domnule, probabil sunteți de la asigurări sau de la fisc. Mă numesc Temistocle Durant, inspector clasa 1 al închisorilor. Aoleu. Dragul meu, îmi pare tare, tare rău, dar voi raporta superiorilor mei. Domnule... Inspector. Domnule inspector de clasa 1. Sunt prima clasă. Bine, domnule inspector, vreau să spun, domnule inspector, simplu, simplu, dar dați-mi voie să vă explic, domnule inspector. Nu-i nevoie să născocești minciuni și nu primesc nicio scuză. Bine, domnule. Mă pot dispensa de aprobarea dumitale. Da, așa e, domnule inspector. Taci în gură! Cum te cheamă? De ce nu vorbești odată? Mi-a spus să tac. Acum ți-o dăm să vorbești. Te întreb din nou. Cum te cheamă? Jean Pommier. Cum? Nu ești Dupont Joseph? Supraveghetor clasa 3-a? Ah, nu, domnule inspector. Din ce în ce mai bine. Dar cine ești dumneata? E Jean Pommier sau Pommier, Jean, ca să vă fi pe plac. Păi, și afară de asta? Păi, afară de asta și... Nu înțeleg ce vrei să spuneți, domnule inspector. Ce-i faci aici? Care e rolul dumitale? Ah, sunt prietenul casei. Prietenul casei? Da. Prietenul casei, ce mai e și asta? Vedeți, domnule inspector, dau și uneori, dă mână de ajutor, mătur camera, sunt atent să nu dea mâncarea în foc. Uite, supraveghez țâncul. Care-i țânc? Acela de un leagă. Nu l-ați văzut. Ah, e tare frumos. Nu, face să-l privezăm așa. Îi dai, desigur, și biberonul. Dacă e nevoie, da, domnule inspector. E prea de tot. Un supraveghetor clasa 3-a care își permite să aibă servitor. Să avem iertare, domnule inspector. Eu nu sunt servitor, ci prietenul casei. Șu, mi-ai spus, dar oricum. Între prieteni putem să ne facem mici servicii, domnule inspector. Ce Dumnezeu! Asta să-ți figura! Da. Locul dumitare nu e aici. Vreau să-l văd imediat pe Dupont Joseph. Da, vă rog să-l luați, domnule inspector. Mă duc să-l caut. Îți interzic să cauți în închisoare, să-l găsești și singur. Da, dar nu e în închisoare, domnule inspector. Cum? Nu e în închisoare? Dar unde e? Unde? Vreau doar să vă explic, domnule inspector, că Joseph Dupont... Sau mă rog, Dupont Joseph, după cum vă e voia. Lipsește pentru un moment. Lipsește? Da. Am auzit bine. Lipsește, ai spus? Da, dar numai pentru puțin timp. Lipsește? Supraveghetorul portar, singurul funcționar al închisorii, lipsește. În viața mea n-am auzit ceva mai îngrozitor. Dar nevasta lui? Nu, inspector, știți, azi e zi de târg. Toată lumea s-a dus după cumpărături. Bine crezut. Dacă înțeleg bine, femeia asta s-a dus la piață însoțită de bărbatul ei ca să nu care ea însăși târguielile. Domnule inspector, cu tot respectul ce vi-l datorez, îmi îngădui să vă atrag atenția că în privința aceasta faceți o mică greșeală. Greșeală? Da. Ce greșeală? Dupont Joseph sau... Joseph Dupont, după cum doriți dumneavoastră. Da. Nu s-a dus la piață. Nu. Dar atunci unde e? Vedeți, nu știu, dacă poți... Ascult! Vedeți, domnul inspector, lucrul în sine e simplu, dar destul de greu de explicat și... Vedeți, tare mă tem să nu mă înțelegeți greșit și n-aș vrea pentru nimic în lume să-i fac în rolul lui Joseph Dupont. Sau Dupont, Joseph, cum-i voia. Da. Vrei să-mi spui odată unde se află? Domnul inspector, iertați-mă îndrăznelea, dar îngăduiți-mă întâi să vă întreb și eu ceva. Ce? Îmi mai pui și întrebări acum? Da, da, asta v-au jurat multe explicații. Domnule inspector, vă place să pescuiți cu undița? Îndrăznești să-ți bați joc de mine. Se poftim, n-am noroc și pace. Nu vă place pescuitul cu undița, ca altfel ați fi uitat de gradul dumneavoastră și de toate celelalte și mi-ați fi răspuns da! Nici mie nu-mi place pescuitul cu undița, n-am pescuit niciodată. Dar, domnule inspector, cunoașteți cel puțin oameni pasionați de pescuitul cu undița? De ce acum faci conversație cu mine? Află, domnule, că mie nu mi-arde de glume! Nu, vă spun cu toată seriozitatea. E o pasiune tiranică care preocupă foarte multă lume. Hai de gând să termine odată cu părăvrăgeara. O clipă, domnule inspector. Am ajuns la subiect. Există oameni care se scoală vara la ora 3 și se duc să spună undețele, une lângă altele, de-a lungul râului. Stau acolo până la ora 10, se întorc fericiți ca niște regi. Cu 3 peștișori atât de nenorociți încât n-ai ce pune la fript. Acasă la ei nu vorbesc decât despre momeli și cărlici de undiță. Curăță undițele și repară plasele, fac crescătorii de viermi în carne putrezită încât îți provoacă cu adevărat silă. Dar sunt fericiți, domnule inspector. Așa cum unii se dau în vânt după bani, după femei, după... Alții sunt pescuitori cu undița, domnule inspector. Vrei adică să mă faci să înțeleg că Dupont Joseph face parte din această categorie? Ah, strașnic ați mai judecat, domnule inspector. Ei, ce lucru mare, o conversație cu oameni inteligenți. Atunci, dacă am înțeles bine, Dupont Joseph este acum la pescuit. Domnule inspector, fără să vă jignesc, dar pot să vă spun că aveți un fler de câine polițist. Este necrezit, amețitor, nemai auzit. Un supraveghetor portar de clasa 3-a care pleacă la pescuit cu undița, părăsindu-și postul, lăsând închisoarea în paza unui străin, în timp ce nevastă sa se plimbă la piață, e monstruos, groaznic, o adevărată legiuie. Reduiți-mi, vă rog, domnule inspector, să spun și un cuvânt. În principiu, aveți dreptate. Ți-am mai spus că mă pot lipsi de aprobarea dumitare. Vă rog, nu fac decât o introducere, domnule inspector. Vă spuneam, deci, că în principiu aveți dreptate. Nimeni nu v-ar putea contrazice. Aș vrea să vă și fac. V-am spus doar, în principiu aveți dreptate, domnule inspector. În principiu, dar trebuie să ținem seama și de împrejurări. Dacă numiți Joseph Dupont, sau, Dupont, Joseph, da, după cum vii voia, ar neglija serviciu, ați avea de 1000 de ori dreptate să vă supărați. Este cazul? Nu! Ați primit vreodată o plângere în legătură cu această închisoare? Dă-i bine întreținută. Toate documentele sunt în regulă. Nu a existat niciodată niciun fel de reclamație. Dar dacă serviciul lasă totuși un oarecare timp liber pasnicului supraveghetor, de ce să-l închizi ca și cum ar fi el însuși un deținut? Închisoarea e mică și populația a fost foarte mult redusă în ultimii ani. Din motive de economie nu mai există director. Supraveghetorul, spre mulțumirea generală, face totul. Gândiți-vă, domnule inspector, că omul ăsta n-a avut de 10 ani nici măcar o zi de concediu. Nu sunt obligat să țin seama de toate aceste considerații extrareglementare. Da, îmi dați voie, domnule inspector, să mă duc să deschid. Da, du-te. Da, vin îndată, să iau doar cheile. Să iau. Da, poftim. Jean? Da. Ia pachetele astea și pune-le în cămară. Da, bine. Oh, bună ziua. Bună ziua și iertați-mă, domnule inspector. Ah, ce poveste! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. De 20 de ani de când suntem aici ne-a vizitat doar un singur inspector, pe vremea domnului director, știți? Iar atunci am fost înștiințați cu 15 zile înainte. Să aveți timp să puneți totul la punct. Întocmai, precum ați spus, domnule inspector. Cu mine, doamne, e cu totul altceva. Sosesc pe neașteptate și văd ce se întâmplă. Ah, fără îndoială, domnule inspector, sigur, dar trebuie să înțelegeți că pentru noi... Știți, fiindcă îndeplinim într-o oarecare măsură funcția de director, ar fi fost mai plăcut să fi fost înștiințați. Eu mai ales, domnule inspector, chiar dacă nu sunt decât nevasta supraveghetorului portar, cunosc obiceiurile și mi-ar fi plăcut să vă privesc așa cum se cuvine. Știți, azi va trebui să vă mulțumiți cu ce avem prin casă. Doamne, n-am deloc de gând să folosesc ospitalitatea pe care mi-o oferiți. Domnule inspector, doar nu să luați masa la birt. Ba chiar așa, țin la asta. Vai de mine, domnule inspector, dar nu pot îngădui așa ceva. Sunteți oaspetele nostru. Jean, Jean, du-te repede și tai o găină. Adunce salatele din grădină, repede. Așa. Doamnă, vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră, dar nu primesc. O să-l aștept pe soțul dumneavoastră, deoarece n-am avut plăcerea să-l întâlnesc încă. Trebuie să controlez scriptele. Da, domnule inspector, veți avea tot timpul să faceți acest lucru după masă. N-aveți niciun tren înainte de ora 3. Știți, de altfel, soțul meu trebuie să se întoarcă îndată, imediat. Doamnă, sunt mâhnit de modul ușuratec în care tratați lucrurile. Am impresia că nu vă dați seama câtă seriozitate prezintă cazul soțului dumneavoastră. Pentru Dumnezeu, dar ce-a făcut? Și-a părăsit postul, doamnă. Cum? Pescuiește în orele de serviciu. Nu vi se pare destul, doamnă? Da, așa e, într-adevăr, domnule inspector. Dar totul e în perfectă ordine. Puteți vizita închisoarea cu deamănuntul. Chiar asta am și propun să fac. Să știți că nu o să aveți nimic de reproșat. Asta rămâne de văzut. E acționat? Da, Jean, du-te și deschide. Trebuie să fie Joseph. Da, mă duc acum. Jean, fii bun și ia mândița. Da. Și sacul. Și sacul. Așa. Mulțumesc. Bună ziua, domnule inspector. Veriștele mele Dupont, Joseph? Ai un mod cu totul original de a-ți îndeplini serviciul. Dați-mi voi, domnule inspector, să vă explic. Să-mi explici! Ce-i de explicat aici? Că datoria dumitale te reținea aici, la închisoare, și că pasiunea pentru pescuit te-a atras acolo pe malul Lapii. Știu ce o să-mi explici. Să vedem că e pentru prima oară când se întâmplă, poate că nu chiar prima oară, dar cu siguranță întâia, cunosc toate astea. Că ținutul lipsit de distracții, nu-i așa? Că, e bine, vorbește, te ascult. N-am nimic de spus, domnule inspector. Jean, ai curățat găina, Jean? Da. Și ai adus salatele? Da, trebuie doar să le spăl. Așa, foarte bine. Umple ligheanul cu apă și spălă-le mie. Bine, da. Sigur că da, ca de obicei. Bine, da. Așa. Așadar, domnule Dupont, Joseph. Mai încet, sau bine spune domnul inspector. Așadar, domnule Dupont, Joseph, îți închipui că guvernul te plătește ca să pescuiești cu undița. Nu. Crezi că e de ajuns să-mi spui serviciul meu e în ordine ca să mă declar satisfăcut? Observ eu de unde vine răul. Ești încă unul dintre șmecherii aceia care își îngăduie să raționeze. N-ai dreptul să cârtești împotriva instrucțiunilor. Ele există ca dumneata să le execuți. Asta e tot. Dacă administrația te plătește ca să te plictisești, atunci plictisește-te așa cum ți-o cere ea, dar nu discuta. Superiorii tăi ierarhici au fără îndoială motive să acționeze astfel și pe deasupra au totdeauna dreptate. E trist că trebuie să amintesc adevărul atât de elementare unui funcționar al Departamentului Justiției. După ce ați vorbit atâta, vi s-a făcut foarte sete, domnule inspector. Nu mi s-a făcut, eu am ascultat doar și tot mi s-a uscat gâtul. Mulțumesc. Luați, domnule inspector, măcar o înghițitură. Văd că mai aveți încă multe de spus. Doamnă, v-am mai spus că nu voi lua nimic. Domnule inspector, vai, vă rog, nu mai faceți pe dezgustatul. Suntem oameni săraci, dar știm și noi cum să ne purtăm. Jean? Da. Jean, ale paharele și o sticlă cu vin. Da. Din cel mai bun, Jean? Așa. Poftim. Și acum servește-ne pe toți. Dar nu, cum să vă spun, nu-i nevoie. Inspector, vă rog, dar nu-i nevoie. În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector. În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector. Gustați, vă rog. Haide, Jean, nu sta deoparte. Ia și tu un pahar. Și nu vă mai uitați așa ca niște câini bătuți. Domnule inspector, știți, domnule inspector, nu-i chiar atât de rău pe cât pare. Își face omul serviciu ca toată lumea. Ce vă uitați așa? În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector. Așa. Ei, vreți să vă spun ceva? Eu nu știu să țin discursuri ca dumneavoastră, domnule inspector, așa că Am să vorbesc cum mă pricep și eu. Eu cred că domnul inspector clasa 1 nu-i de multă vreme domnul inspector clasa 1. Și atunci, așa cum se și cuvine, a vrut să facă o inspecție și a venit la noi, pentru că oricum suntem o închisoare. Numai că ceea ce nu știe domnul inspector este că noi am pierdut deprinderea acestor lucruri. Știți, domnule inspector, închisoarea noastră este, cum să vă spun eu, e ca o negustorie care nu mai merge. Lipsește clientela. Cred că nimeni nu se va plânge. Aici e un ținut cu oameni liniștiți și administrația centrală a închisorilor nu ne mai trimite de mult niciun deținut. Dacă ar fi mai mulți, am păzi. Nu-i așa, Joseph? Da. Noi nu ne-am plâns niciodată de muncă, domnule inspector. Dar spune și tu odată ceva, omul. Da, e adevărat, domnule. Într-adevăr, nu vă sfiiți deloc. Intru în închisoare asta la 10:37 de minute prin bunăvoința cuiva care se pretinde prietenul casei și care vrea să-mi demonstreze că e normal ca la această oră supraveghetorul portar să fie la pescuit. Când doamna se întoarce din piață, vrea să-mi dovedească la rândul ei că totul merge perfect. Numai dumneata, Dupont, Joseph, nu te dezvinovățești deloc. Fără îndoială vrei să-mi ceri o avansare. Domnul inspector glumește. Nu deloc! M-am săturat de toate palavrele astea. Și mai întâi taci de gură. N-am spus nimic. Irigozilor! M-am săturat de această glumă. Ia-ți cheile. Da. Grăbește. Vom vizita închisoarea. Vom trece pe la grefă să verificăm toate scriptele, toate registrele. Vreau să văd infirmeria, curtea și toate dependențele. Și o să interoghez pe toți deținuții. Pe toți, mă înțelegi? Pe toți! Ce-ați rămas cu toții așa, parcă ați împietrit. Iar dumneata, Dupont Joseph, de ce nu spui niciun cuvânt? Dar, domnule inspector... Pe dumneata te sfătuiesc să taci. Nu ești salariat administrației închisorilor. Joseph, dar spune și tu ceva, omule. Spun, domnule inspector... Am înțeles, să mergem. Domnule inspector, cred că e datoria mea... Pe dumneata nu te cunosc. Domnule inspector, trebuie să intervin. Bărbatul meu, știți, e foarte timid. În primul rând, n-are rost să vizitați grefa. Din ce în ce mai bine. Și de ce, mă rog? Pentru că postul de grefier a fost suprimat înaintea celui de director. Soțul meu e acela care se ocupă acum de scriptură. Și lucrează aici, fără îndoială. Întocmai, domnule inspector. Presupun că localul nu s-a evaporat. Nu. Dar cum de atâția ani de zile nu mai slujește la nimic, noi, adică eu, am crezut că nu facem niciun rău dacă îl folosim. Da, nu faceți niciun rău. Și la ce, mă rog? Știți, locuința pe care o avem aici atât de mică, domnule inspector, că am crezut că putem aranja în acest local câteva provizii, minunat, pentru iarnă, știți? Da, poate că nu-i tocmai reglementar. Într-adevăr, nu puteți ști că voi veni să vă inspectez. E grozav de logic. Fiindcă vine vorba, cine gătește pentru deținuți? De ce tăceți? N-ați auzit ce v-am întrebat? Cine gătește pentru deținuți? Eu, domnule. Ah, dumneata. Și de ce ți-a trebuit atâta timp ca să-mi răspunzi? În general, dai răspunsuri prompte. Câți deținuți aveți? Liniște! Nu vorbesc cu dumneata. Dupont, răspunde. Da, unul, domnule inspector. Unul? Unul. Ai spus unul? Dar terminați odată să vă mai bați joc de mine. O închisoare cu un singur deținut? Hai, gade, răspundeți-mi câți deținuți aveți? Unul, domnule. Și ceilalți? Unde sunt ceilalți? N-am decât unul singur, domnule inspector. Dar arată-i odată scriptele, jur. Dumneata, învață mai întâi să ne văd! Un deținut? O închisoare pentru un deținut? Și unde-i pasărea asta rară? Vreau să o văd. Mai întâi arată-mi însă scriptele. Da. Joseph, eu o șterg. Bine. Unde le țineți? Ce, domnule inspector? Scriptele, ce altceva? Aici, în cufărașul ăsta. În cufăraș e nemaipomenit. E nemaipomenit scriptele închisori într-un cufăraș. Scoate-le odată, ce mai aștepți? Asta și încercăm să facem, domnule inspector. Ia mâna, că mă încurci. Nu-i asta? N-am ochelat. Nu, ăsta e carnetul casei de economie. E bine, o să terminați azi? O clipă, domnule inspector, avem o grămadă de hârțoage. Dar asta? Este meniu de la sărbătorirea primei comuniuni a micuții Françoise. Ia te uită. Da, uite aici. Administrația închisorilor, mișcarea deținuților, statistica anuală. Domnule inspector, iată copia tabelului pe care îl trimitem în fiecare an administrației centrale. Asta cred că e, da. Deținuți la 1 ianuarie... unul. Intrări, nici una. Ieșiri, nici una. Decesuri, nici unul. Populația la 31 decembrie, unul. De necrezut. Fenomenal! Du-te și adu-l pe deținut, dar repede! Bine, domnule inspector. Domnule inspector... De când e aici acest deținut? Vă spun imediat. Să zic că da. În octombrie se împlinesc 20 de ani. 20 de ani? E cu neputință. Ba da, ba da. Ăsta e adevărul gol-goluț, domnule inspector. Iar de 5 ani e cu desăvârșire singur. De la plecarea ultimului director a rămas singur-singurel. Cum? Da, da. Puțin înaintea plecării directorului, cel de-al doilea deținut a fost eliberat. Iată deținutul, domnule inspector. El! Prietenul casei este de fapt unicul deținut, e nemaipomenit. Dar aici, în închisoarea asta, nu se respectă nimic, nimic, nici un regulament, nici o dispoziție. Până mai adineau, dumnealui se plimba liber prin casă, îmbrăcat civil, se ocupa de treburile gospodării. Și acum, iată-l uniformă de deținut, frumoasă treabă, n-am ce spune. Știți, eu aș avea însă... Niciun cuvânt, dumneata, mai puțin decât oricare altcineva. Dar o să vă explic... Destul! Nu vreau să mai aud nimic! Cu cât explicați mai mult, cu atât totul devine mai încurcat. Asta nu mai e o închisoare, ci o casă de nebuni. Dar vă învăț eu să vă mai distrați pe socoteala mea. Iar dumneata leapă de mai repede travestiul ăsta. Da. Și să nu mai apare în fața ochilor mei. Nu. Stai, că la urma urmei asta ar fi prea ușor. Spune-mi numele, prenumele, vârsta și profesia dumitale. Pommier Jean, 59 ani, fără profesie. Fără profesie? Adică deocamdată n-am niciuna, domnule inspector. Destul de ciudat. Dumneata e totuși o meserie. Am fost marinar. Nu în ținutul ăsta de munte vei găsi de lucru. Care sunt mijloacele dumitale de existență? Ei, nu știu, domnule inspector, eu sunt numărul 464. E adevărat, domnule inspector, el e numărul 464. Ești într-adevăr un deținut? Da, domnule inspector. Și în același timp ești prietenul casei. Da, domnule inspector. Și păzești închisoarea când domnul și doamna sunt plecați. Da, domnule inspector. Mă iei drept un mare idiot. Nu, domnule inspector. Și ăsta e costumul dumitale, croit desigur pe măsură. Știți, m-am îngrășat în ultimii ani. Mă strânge puțin pe la încheieturi. La încheieturi, și... admirabil. Și nu poți cere altul. E la ce bun, domnule inspector. Nu vreau să pun administrația la cheltuieli de prisos. De prisos, da. Știți, și apoi trebuie să vă mărturisesc că îl purtam destul de rar. Și acum nu mai porți deloc. Știți doar cum se întâmplă în viață. Da. Într-o zi îți pui un fular ca să lucrezi în grădină și până în cele din urmă bucătărești în civil. Dar, domnule inspector, niciodată n-a existat un deținut mai respectuos față de regulament ca mine. Poate că le urmez eu chiar tocmai după literea legii, dar în toată regiunea nu veți găsi un deținut mai ascultător decât mine. Am impresia că visez. De câtă vreme ești aici, domnule filozof? Se împlinesc în curând 20 de ani, domnule inspector. Ce pedeapsă ai avut? Am fost condamnat la 20 de ani de tensiune pentru o chestiune în care mărturisesc spre rușinea mea că n-am avut un rol prea frumos. Da, ce vreți, ești tânăr, nestăpânit, sălbatic, faci prostii fără să-ți dai seama. Îmi spui că ai fost condamnat la 20 de ani de tensiune și pretinzi că ești aici de aproape 20 de ani cu neputință. Vă jur că e adevărat, domnule inspector. Dar e nedrept, e îngrozitor! Ar fi trebuit să fii liber de aproape 10 ani. Cum? Ai fost amnistiat de mult și ce mi-a fost dat să aflu? Am să fac ordine în toate acestea. O să-i pună mișcare pe toți, de la mare la mic. Am să-i învăț o minte să-și bată joc de chestiuni de serviciu. Mai întâi pe dumneata, Dupont Joseph. O să te învăț eu să pescuiești cu undița. Am să-ți fac un raport de-ai să mă pomenești. Domnule inspector! Gura! Nu mai vorbesc! În așteptarea hotărârii ministeriale, te suspend din funcție și îți interzic să-ți continui serviciu. Despre dumneata, Pommier Jean, da. Probabil că s-a comis o greșeală. Voi face astfel ca în scurt timp ea să fie îndreptat. În 48 de ore vei fi pus în libertate. Nu, domnule inspector, nu. Ba da, dragul meu, ba da. Nu-i nevoie să mulțumești. Nu-mi fac decât datorie. Nu, domnule inspector, vă rog. Dar ce mai vrei de la mine? Nu înțeleg. Domnule inspector, fiți omenos, vă rog. Lăsați-mă aici. Ce să fac afară? Nu cunosc pe nimeni. N-am nicio meserie. Prietenii mei pe care vedeți aici sunt ca o familie pentru mine. Mă, Doamne, totul merge așa de bine, eram atât de mulțumiți, de fericiți. La urma urmei, e pur și simplu absurd. O închisoare pentru un deținut voluntar înțelege că, împotriva regulamentului, închisoarea aceasta va fi desfințată. Sfinte Dumnezeule, domnule inspector, nu o să faceți una ca asta. Fiți un om de inimă, domnule inspector. Nu ne luați pâinea de la gură, pentru că locuim într-un ținut liniștit, iar administrația centrală uită să ne trimită deținuți. Gândiți-vă, domnule inspector, că nu e vina noastră. Și în primul rând, lăsați-ne-l pe Jean. E prietenul nostru și garanția situației noastre. Ne face atâtea servicii. Mai ales de când avem un copil, domnule inspector. Gândiți-vă că sunt 20 de ani de când așteptăm acest țânc. Ar fi putut să aibă mustăți și el, săracul, că nu știe să alerge, domnule inspector. Faceți ceva pentru niște oameni de treabă ca noi. Dupont Joseph, o să fac un raport. Veți mai auzi de mine. Domnule inspector, fiți îngăduitor, fiți generos. Directorul general va hotărî. Domnule inspector, vă salut! Oh, ce nenorocire! Frumoasă poveste, n-am ce zice. Când mă întorceam acasă, îmi ziceam, e o zi prea frumoasă. De ce? Mă gândeam la știuca aceea mare pe care am prins-o. Prima oară în viața mea. Mare bucurie, îmi spuneam. Să ciocnim un paharel cu prietenul nostru drag, Jean. Tragi din gură, proftule! Asta mă întoarce pe loc. Nu ți-e rușine un bărbat ca tine să plângă. Ia Batista și ștergeți la plângă. Joseph, liniștește-te, te rog. Să bem totuși un paharel. În cinstea acestei închisori care ne e dragă. Și dacă e nevoie, prieteni, deși sunt la o vârstă înaintată, voi da o lovitură. O să aveți din nou clienți. Jean, să ne trăiești. Întotdeauna ne-ai scos din încurcătură. Să ne trăiești.